și bine v-am găsit la prof. N-ai cu exercițiile matematică. Tema. Aici, să zicem, suntem în 14-a 2017. Uite, știi ce problemă despre asta? Hai să facem un antrenament cu operații. Și tu vedeți în aceste probleme, da? Okay. În operația aceea să vedeți și exact cum stăm aici. Corect, corect. Uite, să zicem așa. 32 împărțit la 4 și împărțit la 2 plus 7 ori 13 minus 5 tot într-o paranteză împărțit la 4 minus 2 ori 2 totul de mulțit cu 7205 minus 3 este egal cu. Hai, pornim la treabă. Mario, deci ne apucăm, ne facem o idee de lucru. Povestește tu cum ai să faci. Încep să vorbești. Deci în prima paranteză. 32 împărțit la 4, 8. 8 împărțit la 2, 4. Deci cu alte cuvinte, în ordinea în care apar acestea, da? Bun. După care? Deci asta toată spui că va face... Cât 4. 4, ai zis așa. Bun. Apoi, în partea a doua, ce ai de gând să faci? 4 adunăm cu 7? 7 ori 13. Așa, 7 ori 13. Oare cam cât se face 7 ori 13? Poți să faci repede înmulțirea asta? Cum o faci? 7 ori 13. 91. 91 ai zis foarte bine, dar cum ai făcut? Ai făcut... 7 ori 3. Da, așa, 7 ori 21, și întâi reținem 7 ori 1, 7 și cu 2, și cu 2, 9. Ai făcut asta în mintare, da? Și foarte rapid. Deci aici va fi 91, ai spus tu. După care, ce faci? Aduni și ăștia și scazi 5, da? În paranteza asta, ce ai de gând să faci mai întâi? Nu am ce să fac. De ce nu am ce să faci? Aici e mulțime, am uitat să spun. Așa. 2 ori 2, 4. Da. Minus 4, 0. Și o mulțim cu ăsta? 0 mulțit la 7, 25, minus 3, 0. Faci 0 cine? Asta, da? Până aici, da? Da. Și minus 3 rămâne. Minus 3 rămâne. E treaba lui. Gata. Hai, zi. E dat mai departe. Poftim. Mai departe cum? 4. 4. Da. Plus. Plus. 91. Da, 91. Împărțit la. 91. Minus 5. Închidem paranteza. Împărțit la. Împărțit la 4 ori, 4 minus 2 ori 2, 2 ori 4. 0. Da. La 0. Așa. Ori. Deci 0 ori 7205 minus 3. Da? Și este egal cu. Patru, 95 minus 5, 90. Da, deci a făcut 90 aici, paranteza. 90. Da. Împărțit la 0. Așa. 90 împărțit la 0, 0. 90 împărțit la 0 și pe urmă minus 3, da? Minus 3. Ei,
A apărut acest moment, 90 împărțit la 0. Ce bă faci, măre? Ce ai auzit tu vreodată din împărțirea asta la nimeni? Da, 0. 0? Când 0 împarți la cineva face 0. Dar ceva împărțit la 0? Ce zici, Davide? De 90. 90 împărțit la 0? 90. Dar fii atent aici. 0 împărțit la 90 face 0. Dar 90 împărțit la 0 nu se poate. Nu ai cum să împarți la nimeni. Deci faci operația de împărțire și nu o faci la nimeni. Nu-ți poate așa ceva. Deci așa ceva nu se poate. Foarte grav. Cine o fi compus egreșițul ăsta? Dumneavoastră! Băi, dar să vezi, realitatea într-o situație foarte grea. Deci împărțirea asta nu se poate face. Dar bine că am nimerit și așa ceva ca să ținem minte toată viața. Și să țină și prietenii noștri că împărțirea la zero nu se poate. Da, bine, deci multă grijă. Deci împărțirea la zero nu se poate. Știi la fracții cum spune? Că nicio pe zero nu se poate. O vezi? Dar ceva de zero acolo la lumitor înseamnă împărțirea la zero. Și nu se poate. Da? Deci concluzia e foarte clară. Ei, să faci o modificare, băi, Davide, băi. Să faci... Davide. Nu, Mario. Facem o modificare aici, că nu se poate. Să punem asta, să punem plus aici. Și plus... Dar unde punem plus? Uite, punem plus aici la plus 3. Așa. Deci plus 3. Și punem o paranteză dreaptă în asta, o paranteză, punem toată șmecheria a doua, într-o paranteză dreaptă până aici, uite așa mai dată, ca să-mi iasă jocul. Plus. Ok. Mare. Adică până la... Deci... Până la 3, la... era minus 3, punem plus. Așa. Și închidem paranteza, am deschis-o după când am împărțit aici. Și atunci ieșitul ăsta devine așa, uite așa. Și devine acum... Da, unde? Da. Împărțit aici și 0 ori 7205 plus 3. Așa. Până la plus 3 ăsta. Adică l-am luat pe plus 3, l-am băgat în paranteză ca să ne-i facă jocul. Și acum... 90 împărțit la 0 plus 3 în paranteză, da? 90 plus... Deci împărțit la 0 și plus 3. 0 plus 3 punem în paranteză. 0 plus 3 punem în paranteză. Da? 0 plus 3. 0 plus 3 l-am pus în paranteză. Nu tu, dacă nu rămâne decât una. Deci nu mai vezi că și de astăzi. Și atunci facem 90 împărțit la 3 este egal cu... Ia să vedeți, facem 90 împărțit la 3 egal cu... Asta o știu. Ia să vedem. Asta o știu. Asta o știu. Deci, prin 90 trebuie să împarți în 3 părți. 30. 30? Sigur că. În 9 părți la 3 face 30. Vine 30. Foarte bine. Asta este rezultatul. 30. Dragule. Sau 45. Nu, 45 dacă nu învățăm... 90 împărțit la 2. La 2 face 45, dar la 3, 30, da? Corect. Ei, un lucru trebuie să remarcăm. Cu ce te-am ales noi de greșitul ăsta? Cu ce ții tu minte de acum toată viața și povestești și la nepoții tăi? Că 90... Împărțirea, un număr împărțit... Un număr mai mare... Împărțirea la un număr mai mic. Nu, mai la zero. La zero. Împărțirea la zero nu se poate. Da? Împărțirea la zero nu se poate, nu se face, nu se poate. Da, zero împărțit la număr. Zero împărțit la ceva face zero. Dar când împarți pe cine? Un număr la zero, nu se poate. Nu se poate. Da? Împărțirea la zero nu se poate. Asta, cu asta ținem noi minte de acum, definitiv. Da? Ia să vedem tu dacă faci împărțirea următoare. Nu. 256, așa, 56, împărțit la 4.
Ia să vedem dacă tu poți face împărțirea asta. Cum? 256 împărțit la 4. Ia să vedem, trebuie să ne descurcăm. Cam dificil, nu? Dar hai să ne gândim. Suntem într-o situație asta, să încercăm ce o facem. Cum ai putea să o faci tu? 4 împărțit la 6, 2. Hai să rupem. 256 să scrii, ca fiind 200. Hai să scrim așa, desfășurat. 200 plus 50 și 6. Plus 56. Totul de împărțit la 4. Și acum împărțim de fiecare. 200 împărțit la 4, cât face? Am făcut corect. Cât face 200 împărțit la 4? 200 împărțit la 4, 50. Așa! Deci vine 50 plus și acum așa împărțești pe 56, că și el are. Ori cât să fac? 56 împărțit la 4. Dacă ar fi 40, cât ar face 40 împărțit la 4? 40 împărțit la 4, 20. La 40. 40 împărțit la 4, 10. 10? Hai să scrimi 56 ca fi 40 cu 16. Să rupem cu 2. Da, corect. Și egal cu 40 plus 16, că face 56, totul de împărțit la 4. Da, așa era. Știi. Acum, cât ne descurcăm? Da. Egal cu 50-ul care îl aveam de la sute, vine 50-ul plus, și acum, 50-ul plus 40 împărțit la 4. 40 împărțit la 6. La 4, la 4 este egal cu 10. Deci vine plus 10 lei, fărășit. Și plus 6 împărțit, 16 împărțit la 4? Tot. 16 împărțit la 4. Și cam 4. 4. Deci plus 4. Și iată care îmi vezi rezultatul. Ia să vedem ce rezultat am găsit noi aici. Gata. Cât este? 64. Foarte bine. Deci care e șmecheria? Când vezi că nu ai număr și nu te poți descurca, încerci să-l rupi. Sute, zeci, așa mai departe. Până când reușești tu ca să te descompui și să te poți descurca. Și acum o problemă, te rog, dacă ai găsit acolo. Bunica are în curte 68 de rațe, curci și găini. Deci 68 rațe, curci și găini. Rațe, adică păsările toate, rațele plus curcile plus găinile, egal în total 68. Și deci rațele și curcile și găinile, toate păsările din curtea bunicii sunt 68. Știind că rațe și curci sunt 33. Asta e foarte. Să vedem. Deci rațe și curci. Rațele plus curcile. 33. Curci și găini. Curci plus găini. 47. 47. Află câte păsări are bunica din fiecare fiară. E bine, e rău dacă am scris L, R, plus G, plus C. Deci L plus C plus G egal cu 68, toate la un loc. Da. Adică e inversat. Nu are natura necomutativă. Da. R plus C egal cu 33. Și am aflat acum găină. Foarte rapid. S-a văzut că v-a aflat găinile. Tu zici că în loc de R, pui, în loc de rațe și curci, pui 33 și îți rămân găinile, da? Ești început treaba? Nu, ai spus. Așa, ți-ai scris problema. Curci și găinile fac 47. Deci cum propui să facem? Din primele două, așa, pui în loc de rațe și curci, pui aici și cât îți dai de mine? Cum ai scris? Hai, zic și mine. G egal. G egal, da, găin, egal cu? G egal cu 68 minus 33 și acum calculăm. 68 minus 33 și este egal cu? Este egal cu 35. 35. Deci, acum putem să-l aflăm pe curci. Așa, pe curci le putem afla, că ne ducem și rogăm găinile, da? 4 curci egal 47 minus 35. Da, 47 minus 35 este egal cu? Este egal cu 7 minus 5, 2. Da.
1, 12. 12 sunt curcile. Și acum putem să aflăm rațele. Rațele. Unde ne ducem pe rațe? 68 minus 59. 68 minus, cât ai zis tu? 59. Din 59. Pentru că le-am adunat. Pe cine ai adunat? 72, 9 și 41, 59. 72, că nu știu eu, ce unde faci tu chestia asta? Ce ai adunat, mă rog, nu am înțeles. Curci și găini. Și mi-a dat 59. Curcile și găinile sunt... Curcile și găinile, eu văd găinile 35 și curcile 12. 35. Și, da, și nu așa? 35, da. Uite. Și 12. Așa. Păi vezi, n-am nevoie să greșim. Și mai trebuia să le aduni? Ia, uite că le aveai și scrisi. Curci și găini. 47. Relație. Curci și găini sunt 47. Da. Deci puteai să te duci la curci și la găini și... Și ce variantă aveai să... Ia zi. Fii atent, în prima. Aveam 47 minus 68. 68 minus 47. Cum 47 minus 48? Da. 68 minus 47 și găseai rațele. Cu alte cuvinte, ori aici, ori nu mai puteai găsi tu rațele. Da. Mai găse, le puteai găsi în altă parte. Da. Într-o altă relație. În ultima. Nu. Ultima nu are rații. Asta, a doua are rații. Da. Puteam să le găsim curcile... Deci știm curcile, locam curcile și găsim rațele. Da, și așa. Da, ori aici, ori mai sus cum ai găsit tu. Da. Hai să mă ajut să termin și problema. Da, din care rog. Variantă scoatem până la care îți place mai mult, Mario? Asta cu scăderea. 60. Din prima, 68 adică, minus 47. Deci, cu alte cuvinte, zicem că rațele plus curcile și găinile 47 este egal cu 68. Și atunci, de aici apar rațele, egal cu 68, scăzut 47. Rațe egal 21. Și egal cu 21, da? 21 de rațe. Hai să vedem, să facem o probă. Să vedem, într-adevăr, dacă acestea toate adunate, rațe, găini și curci, fac 68. Deci găinile și curcile deja le știam. 47, nu? Da, 47. Deci găinile și 47. Ați făcut probă mai înainte. Da. 47, corect. Și cu 21. Și cu 21, acum dacă le-a adunat. 47 și cu 21 este egal cu 69. 68, 8. Nu? 68. 47 și cu 21, 68. A, 68. Da. Așa, deci este corect problema. Aici n-a avut deloc dificultăți pentru că tu ai văzut repede, ai făcut prin comparație. Au văzut rații și curci, găinile zici la fel repede. Da, numai că atenție la final, pentru că ai adunat greșit acolo, ați văzut? Da, da, deci da. Ușor. Da, da, era scris așa, nu complicat. Nu trebuie, ținem atenți ca să nu greșim exact. Deloc. Hai să vedem altul. Ioana trebuie să ajungă acasă la colega ei de bancă. Știe că numărul casei ei este cuprins între 300 și 400. Iar cifra sutelor, cifra zecilor și cifra unităților sunt numere consecutive. Scrie numărul locuinței colegei Ioane. Cu 300 și 400. Deci Ioana trebuie să ajungă acasă la colega ei de bancă. Știe că numărul casei este cuprins între 300 și 400. Gata. Deci 400. Numărul casei, da, domn profesor, e cuprins între 300 și 400 și 400. E un număr între 300 și 400, da? Cifra sutelor, cifra zecilor și cifra unităților sunt numere consecutive. 345. Deci 345 zici tu numărul. Da, că sunt consecutive. 345. Dar nu poate fi 456? Nu. De ce? Trebuie să fie mai mic. Mai mic decât 400? Deci și neapărat cifra sutelor începe cu 3. Deci din nu sunt probleme, așa a înțeles el și deci a spus foarte rapid, ei 345, terminat problema. Suma a trei numere este 78. A, B, C. Deci A plus B plus C, așa înțelegem, da? Da. A plus B plus C, cele trei numere este? 78. 78. Primele două numere da. Sunt egale. 78. A plus B plus C
A plus B. Da, nu, primele două numere sunt egale. Adică A și B. Așa da. Spunem. A e egal cu B. Super. Asta vreau să spun. Al treilea este cel mai mic număr par cu suma cifrelor 9. Al treilea este cel mai mic număr par cu suma cifrelor 9. Care sunt numerele? Adică al treilea, ce-ul ăsta? Ce-ul, să vedem. Ce-ul e cel mai mic număr par cu suma cifrelor 9. Nu există! Cel mai mic număr par cu suma cifrelor 9. Zim de ce, nu? Sau două, ar merita 27. 27. 27 impar, dar poate alt număr și trebuie să fii cel mai mic cel număr. Cel mai mic. Iau de la 10 în sus. 10. Păi, 10 nu. 16 nu. 18 nu. 18? 18, da. Păi vezi, mă, că suma cifrelor fac 9, dar este el cel mai mic număr? Da. Este cel mai mic număr. Dar de ce ne-a spus cuprins între 20 și 10? Păi nu, nu, nu. A spus cel mai mic număr natural, dar, atenție, puteam să luăm pur și simplu... Atâta ne dăm? Da. Puteam să luăm 9. Să-l fi luat 9? Nu. Nu, că este... O dar o singură cifră. Este o singură cifră, o dată și este impar. Da, cu trei cifre puteam să-l luăm? Nu. De ce nu? Încă suma domnului. Dar nu a spus suma cifră. Suma domnului. Suma cifră. Cifrelor. Suma cifră, putea să fie din trei cifre. Da, dar după aia dădea peste 78. Asta e sigur, asta era important. Și nu era cel mai mic, fiind din trei? Adunati. Nu, și asta, dar... Și era foarte important când te bășea rezultatul de 78. Deci nu mă gândesc nici o clipă la un număr din trei cifre. Ci dacă cel e din trei, dacă din e două cifre. Foarte important. Și acum din cele două cifre trebuie să-l găsesc pe cel mai mic. Asta e analiza foarte atentă. Domnul profesor, dacă ar fi 300, putea să luăm câte trei cifre. Dacă ar fi... 300. Dacă ar fi fost aici un... 378. Deci să fi fost un număr din trei cifre. Dacă ar fi fost din trei cifre, el s-ar fi gândit atunci la un număr, să spunem, din trei cifre eventual. Da, dar el spune și să fie cel mai mic. Și cel atunci, mic. 18. Și par. 18 este cel, suma cifrelor să face 9. Ce egal cu 18. Da, ce egal cu 18. Discuția este purtată corect și atunci... Într-un fel ar veni să fie 30, amândouă, gata. De ce? Pentru că avem deja 8, am înlocuit 78 și 18. A, l-ai înlocuit și aici, da? Da, e. Deci vine A plus B, deci de varianta asta și cu asta, 78 și G-ul aici, înseamnă A plus B este egal cu 78 minus 18, da? 78 minus 18. Care face 60. Deci A plus B egal cu 60. Nu, și cum A egal cu B, asta am avut noi, A egal cu B, ce a rezultat de aici, că neapărat A egal cu B și egal cu cât? A egal cu B și egal cu 30. Da? Mi s-a făcut poftă de o problemă de aceea cu vine. Da? Vreau să ne amintim o problemă de aceea cu vide pe care s-o construiești tu. Yes. Da. Deci ești constructor, faci vile cu 3 și cu 7 camere. Nu! Dar lasă așa. Cu deci câte vile? Luăm... Un număr destul. 8! Dacă vrei tu 8, 8. Deci în cartierul care le-ai construit tu, 8 vile. Sunt vile cu 3 camere și cu 7 camere. Da? Deci am zis, domn profesor, 7 ori 56 și vine mai ușor. Și 3 ori 8,
Ai, lasă, lasă 13. 24. Băi, hai, lasă 13. Și acum, maxim, și minimul dați-o. Uite, băi, sunt 13 vile. 13 vile, am modificat eu pe ăla. Cu 7 camere. Cu 7 camere. Și cu 3 camere. Da? Asta e componența vilelor. Nu știu câte sunt cu 7, nu știu câte sunt cu 3, dar un lucru știu. Numărul camerelor egal cu... Te rog să mă ajut, dă tu numărul camerelor. Dați dumneavoastră. Băi, să dau eu. Numărul camerelor. Eu știu ce să fac. E de numărul camerelor tale. Dă tu un număr, dacă te-ai prins. Dacă mă amintești, ce cam? Cum era problema? Deci, sunt 13 vile. Da. Cu, care, printre ele sunt unele cu 7, altele cu 3. Deci unele cu 7, altele cu 3. Și nu știu, să dau eu un număr de camere, dar și mi-am amintesc că era o chestie, trebuia să fiu foarte atent când dădeam numărul. Foarte bună! Îmi propui tu o variantă? Bun? Da, vă propun eu. Așa. Numărul camerelor. Deci vinile cu... număr de camere îți faci calcule acum apănesc? Da. Trebuie să vezi 76 76 de camere 76 camere. Aoleu, 76. O să vă prindeți după ce vă dau informații. Deci cele 13. Așteptați să mai fac ceva. Deci nu-i bine? Încă nu ești hotărât? Nu, că trebuie să mai fac ceva. Am uitat. Gata. Și bine? Da. Numărul camerelor e corect, da? Și acum eu trebuie să încerc să mă apuc de treabă. Nu este stai că dau pagina. Așa, ca să nu văd de nimic. Ba, da, hai, dacă eu sunt, atenție, eu sunt cel care nu știu, tu mă poți ajuta un pic? Da. Ce trebuie să fac? Nu mi-am amintesc, nu știu, să iau la întâmplare? Eu trebuie să am la 13 vile, să iau, să zic că are 5 vile, vile cu... Nu. Nu iau prin încercări? Dar cum să fac? Maximum și minimum, după aia vedeți, 76, mai mult de maxim sau minim. Deci presupunem că toate vilele sunt cu 3 camere. Nu cu 3. Dar trezești cu 3. Nu toate cu 3. Nu toate. Eu zic că toate ar fi cu 3 ca să aflu numărul minim de camere. Păi toate ar fi cu 3, ar fi 39. Da, dacă toate cu 3 camere, atunci număr minim de camere ar fi 3 ori 13 și egal cu 39. Da, dar eu am, nu 39, am 76. Mm. 76 la mine. Și maximul... Cum se află? Aproape de 3 numere. Așa? Dacă toate ar fi cu 7 camere... Domn profesor. Atunci numărul maxim camere... Dumneavoastră, profesor. Ar fi... Cât ar fi? 7 ori 13 și cât ar face? 7 ori 13? Vă spun doar un lucru. Zic.
Și vă dați seama. Este aproape de 3, este aproape de 100. 7 ori 13? Dacă rotunjim, rotunjim la 90. Aha. Poate să fie maxim 94. 7 ori 3, 21, 91, că am mai făcut fapt. 91. Ce? Nu-i bine? 7 ori 3, 21. Dacă nu ai mici. 91? Da. Păi am mulțit, mă, 7 ori 13. Da? Și acum, tu mi-ai dat 76 de camere. Deci nu-s toate, toate vilele cu 3, da. Nici cu 7. Sunt și așa și așa, dar nu știu cum se fac aici. Gata. Eu rezolv pe care vine. Rezolv, dar trebuie să mă ajut și pe mine. Cum fac aici? Am să iau numai... Cu 3 camere. Le-am luat pe toate cu 3 și mi-au dat 39. E bine, nu? Dacă le iau pe toate cu 3... Nu-i bine, că nu, până la 76 mai în camere. De ce? Ne ducem de cel mai pentru că e diferență de 40 ceva. Așa, deci sunt vile, după părerea ta, sunt vile mai multe cu 7 sau mai multe cu 3? 37. 37. E diferența de 37. Și care crezi tu că sunt vilele cu mai multe? 7. Și acum ne 7. Atâta. Vede acum... Și de acum nu se mai pus în vârf? Cele mai ușoare. Bine, da, dar faceți niște căsuțe și scrieți 7, nu mai faceți limări. Deci 7 așa, da? Da, scrieți așa. 7, 7. La toate cele câte vile trebuie să fac? La cele 13? La 13. Așa, 7, 7. La cât am dat? Nu mi-a dat? 2, 4, 5. 6, 7, 7, ia să vezi câte am ajuns, are 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 și 13. Da, dar aici toate, dacă sunt cu 7, 7, 7, câte camere sunt? După cum am făcut calcul, aici 91. Și înseamnă că mai sunt... Gata, am terminat. Cum ai făcut? Deci 91... Dar ajută-mă, te rog frumos. Gata. Poți, poți să vii și la tablă, te rog frumos. Hai să mă ajut și la tablă. Da, 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 da. Bine. Hai. Ați făcut 13. Da, sunt 13. Bine. Sunt 13, uite, numărul și numărul. Nu face 91. Așa. Minus 78. 6. 76 și va face 15. Deci ce sunt aceste 15? Și aceste 15 ne facem la 5. Pentru că este diferența de 5. Între 3 și 7? 4. Dacă vezi. 4. 4? Eu cred că l-ai greșit. Hai să care 4. De ce? Cum e că... Acum am greșit numărul. Da, ai greșit numărul? Bun. Vino, revino, te rog. Acum... Adică din cele 7 trebuie să iei 4, nu? Ca să rămâi. Gata, gata. Aha, și tu ce ai scris? Deci numărul camerelor nu-i bun, da? Așteptați, acum mai vine numărul camerelor. Exact. Ca să vă vedem, da? Sunt prins aici când sunt parte 15 la 4. Asta era diferența drama lui. Când au zis 5 și 12, când 4 am greșit. Da, 7 împărțit la 3, era bani dacă îi dădea 5. Sau 3 și 8. Da, dacă de ar fost 3 și 8, ar fost 5 diferența, da. Dar acum, acum facem totuși cum mai. Revină la problemă. Acum. Corectează-mă. Corectăm numărul de camere, nu? Sau cum facem? La camere trebuie să umpli. Nu mai da, 7 și 6 nu-i bine, că la diferența asta... Destul de...